Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi mai multe formațiuni politice în calitate de participanți la referendumul Republican Constituțional. Este vorba despre blocul împreună, Partidul Politic Coaliția pentru Bună... Unitate și Bunăstare și Partidul Acțiune și Solidaritate. Toate au opțiunea da. Anterior, alte trei formațiuni, Partidul Comuniștilor, Renaștere și Șanse s-au înscris cu opțiunea nu. Amintim că 20 septembrie este data limită când partidele politice și blocurile electorale se pot înregistra la CEC. În 20 octombrie vor avea loc alegerile prezidențiale și referendumul la care cetățenii vor fi întrebați dacă susțin aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.